șerpi. Aha. Ce, ce, ce? Am crezut că vrea cineva să le fure mașina și-o pornit alarma. Treci la mici, că ne treci magia. Igor! Nu, uite și pare da. La noi în comunitate e vorba foarte mult de respect. Iar inaugurările se vor ține de acum încolo duminica? Se vor ține întotdeauna când oamenii sunt dispuși să fie alături de noi. O nemulțumire care o am, da, care? Sunt de acord. E stația de autobuz, aci, dar din ce cauză nu au făcut aci pe partea asta? Deci stația unde trebuia să fie, până la urmă? Unde a trebuit să fie? Stația e aici. Și dar de ce nu o asortat de la drum în coci, barriu jumătate de metru? La noi în comunitate e vorba foarte mult de respect. Bine, mă, stați să se oprească ploaia. Să mai departe, să nu se facă rău cu de la termină. Aha. Ne mai trimis la primărie. Ai trimis la primărie și dumneavoastră a venit. Nu se discută. Tot este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururio, și în veci vecilor. Să primească Fiul divin, Dumnezeu cu sărare, să ne miluiască pe noi. Domnului să ne rugăm. Igor. Încuvintează lucrarea aceasta dintr-o bine toată sfințită numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Să macem. Ce încărcat, papă. În ceasă în țepenie și pe la mare mama lui Bela. Da? Da, cum? Nu, dacă doriți. Hai spatele. Nu, la noi. La noi, la camere. Pe mine să mă plouă, nu, că mai cresc. Eu care credeam că e un privilegiu. Nu știam pe cine să protejez. La noi în comunitate e vorba foarte mult de respect. Inaugurăm 2 km de drum care asigură o infrastructură corectă în intrarea dinspre Buteni, înspre orașul Sebiș. În continuare ne propunem să continuăm investițiile în această zonă, urmând ca aproximativ într-o lună să dăm încă 6 km asfaltați la intrarea dinspre Prunișor, înspre Sebiș, urmând ca în semestrul al doilea acestui an să alocăm banii pentru o altă, alt tronson de drum, cel care vine dinspre Bârsa spre Sebiș. Astfel că orașul Sebiș, putem spune că la sfârșitul acestui an, va avea din punct de vedere al conexiunilor cu localitățile din jur rezolvată problema infrastructurii. Cât de important este acest tronson de drum? Este foarte important pentru că asta intră în orașul Sebiș dinspre localitatea Buteni și Brad. Mai ales că de mulți ani de zile nu s-a investit nimic pe acest tronson de drum județean. La noi în comunitate e vorba foarte mult de respect.